ce ai făcut asta? Alo, Jasmina? Ce faci? Alo, tăticu? Da, sunt la căpinea. Mi-am comandat un cacao cu marshmallow. Și vreau să desenez ceva. Wow, ce fain! Și ce vrea să desenezi? O să desenez un vis de-al meu. Foarte interesant. Abia aștept să văd ce va ieși. Jasmina, ce faci? Desenez. Și ce vrei să desenezi? Un vis de-al meu. Jasmina, și aceste două linii sunt visul tău? Acesta e doar începutul. Sfârșitul va fi frumos. Aici de la început se vede că nu va ieși nimic bun. Dar cum poți să spui așa? Da, sunt de acord. Aici nu e nimic dospit. Sunt doar linii. Dar orice desen se începe așa. Jasmina, ia spune-mi, când vreodată ți-a reușit să faci vreun desen bun? Ți-i minte când ți-a căzut mapa cu desene și toată clasa râdea în hohote? Ce crăcăleți erau aceia? Nu erau crăcăleți! Și încă, asta a fost în clasa întâi. Și ce? S-a schimbat ceva de atunci? Tot Jasmina ai rămas, nu? Da, da! Mai pe scurt, nu mă interesează crăcăleții tăi. Fă ce vrei, oricum nu-ți va ieși nimic. Salut, Jasmina! Salut! Desenezi? Da! Pot să te ajut? Știi ce vreau să desenez? Nu! Dar vreau să desenez aici. Hei, ce faci? Eu mă stăreau să desenez ceva frumos, dar tu ai venit să-mi strici totul. Eu am vrut să desenez doar două linii și atât. Fac acum. Nu pot să termin desenul. Avea să iasă atât de frumos, dar acum este ca un vis neîmplinit. Când cineva desenează mai frumos decât mine. Era un vis de-al meu. Era un vis care nu a reușit să se împlinească. De ce toți mă încurcă? De ce toți
râd de mine. Se pare că nu voi reuși niciodată. Jasmina? Tati? Mi-ai zis că ești la cafea și mi-ai zis să-ți văd visul. Tati, s-a terminat cu visul meu. L-au distrus complet. Stai să văd. Eu am o idee. Apropo, ți-au cumpărat niște cărioși. Încă o set de crioane. Și atât, eu te ajut să aducem visul tău la împlinire. Place? Super! Luptă pentru visul tău, indiferent de obstacolele care ți apar în cale.